Hristos este lumina lumii. Credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Veniți, deprimiți lumină. Sunt Părintele Cezar Axinte și vă invit să continuăm dialogul nostru duhovnicesc în fiecare duminică, începând cu orele 14, la Lumina lui Hristos. Bun regăsit, iubiți credincioși și dragi telespectatori! Iată-ne din nou împreună în lumina lui Hristos. Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Cu toții ne-am împărtășit de trupul și sângele Mântuitorului și de asemenea de cuvintele vieții celei veșnice. Astăzi suntem în duminica a 30-a după pogorârea Sfântului Duh, 29 noiembrie 2015. 2015. S-a auzit în Sfânta Biserică Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. La Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie am auzit ceea ce Sfinții Părinți au rânduit, și anume pericopa evanghelică care ne pune înaintea inimii și înaintea minții despre imaginea dregătorului bogat la Sfântul și Evanghelist, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, a tânărului bogat, cel care avea neliniște existențiale, să spunem așa, cel care punea binecuvântate întrebări. Astăzi Biserica Dreptmăritoare a pomenit pe sfinții mucenici Paramon, Filumen și Valerin și cei asemenea cu dânsii. Trebuie spus, poate ne oprim puțin aici în acest moment la sfântul mucenic Filumen. Trebuie știut că acesta slujea în 1979 la Biserica Ortodoxă de la Fântâna lui Iacov, acolo unde știți foarte bine că Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a întâlnit cu samarineanca care de asemenea avea neliniște existențiale, punea întrebări din acestea ca tânărul nostru, vrea să știe cum să se închine, unde să se închine, care este credința cea adevărată și până la urmă cum se poate mântui. Ei bine, acolo acest părinte Filumen, care era cipriot, a fost amenințat de un grup de, în sfârșit, necreștini, să spunem, anticreștini, putem să le spunem cum vrem, cert este că a fost amenințat să ridice de la fântâna lui Iacov semnele creștine, însemnele creștine, icoanele, sfintele cruci. Ei bine, acest părinte a spus cu niciun chip peste cadavrul meu, cum am spune noi așa într-o expresie pe care o folosim prea des și prea impropriu. Ei bine, acest părinte a crezut în Hristos, în înviere și în Sfânta sa cruce atât de mult încât nimic nu l-a intimidat, astfel încât să cedeze unor amenințări. Și trebuie spus că imediat după acele zile când a avut conflictul acesta verbal, să spunem, au năvălit în mănăstire un grup, a năvălit un grup de răufăcători, să spunem așa, pentru că nu avem o anchetă oficială. Dumnezeu știe mai bine cine sunt aceștia și ce credeți că s-a întâmplat. A fost chinuit să se lepede de credința cea adevărată, să se lepede de Sfânta Cruce și pentru că n-a vrut, i-au tăiat cele trei degete de la mâna dreaptă, cele cu care se închina, și de asemenea, cu un topor, i-au făcut semnul Sfintei Cruci pe față, l-au despicat în două, i-au despicat fața în două. Deci, iată
Bineînțeles că au profanat biserica și toate celelalte. Iată că în secolul 21, până la urmă, sigur, încă era secolul 20, fiindcă vorbim de anul 1979, dar acum 30 de ani, iată, s-a întâmplat ca un preot al Bisericii Celei Una lui Hristos să mărturisească pentru credința cea adevărată și pentru aceasta să pătimească moarte mucenicească. Ei bine, biserica nu uită, biserica luptătoare nu uită lucrurile acestea și în fiecare zi sunt pomeniți cei care au făcut cinste acestei credințe sau care de fapt mai degrabă putem spune au fost cinstiți de către Dumnezeu să facă parte din biserica aceasta atât de minunată pe care noi o numim ortodoxă. Înainte de a intra în tema emisiunii, de a asculta cuvântul Chiriarhului, îngăduiți-mi să vă fac o invitație mâine la Casa de Cultură a Sindicatelor, Sala Mare, 30 noiembrie 2015, ora 18, un concert extraordinar, un concert minunat. Vedeți aici această invitație în care practic avem numele concertului, denumirea concertului Sus Inima Români. Sunteți invitați cu toții, intrarea este liberă. De asemenea, avem câteva invitații pentru cei care sunt din Constanța și vor intra astăzi în direct cu noi, câteva invitații să participe la acest concert. Vor concerta corul Armonia, binecunoscutul cor Armonia, atât de titrat acest cor, atât de minunat, și fanfara militară. Am văzut acolo în afiș tunica albă de marinar, o uniformă marinărească, și mi-am dat seama cât de minunat este că, iată, de câte ori sau a câta oară se confirmă că noi nu putem să desprindem patriotismul de învățătura noastră de credință. Ortodoxia românească este în mod necesar, cuprinde în mod necesar și iubirea de neam, iubirea de patrie. Ei bine, deci mâine seară la ora 18:30. De asemenea, știm că îl prăznuim mâine pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, cel care ne-a adus nouă atâta bucurie, ne-a vestit Evanghelia, ne-a vestit Împărăția lui Dumnezeu, învierea Mântuitorului Iisus Hristos. De asemenea, iată că suntem anunțați că la ora 10, mâine dimineață, este transmisiune în direct de la Peștera Sfântului Andrei. Cei care, din binecuvântate pricini, nu pot ajunge acolo, fie că nu au mijloc de transport, fie că nu pot să meargă fizic, nu pot să își permită o deplasare, iată că Arhiepiscopia, împreună cu Neptun TV, s-au îngrijit ca dumneavoastră să îl primiți pe Sfântul Apostol Andrei în casele dumneavoastră în această modalitate. Mulțumim TV Neptun pentru disponibilitate. Să știți că nu e simplu acest lucru, o desfășurare de forțe presupune să ai dragoste pentru oameni ca să faci o asemenea transmisiune. Deci încă o dată mulțumim tuturor celor care fac posibilă această slujbă, această transmisie. Fac o misiune frumoasă, extraordinară, și le mulțumesc în numele credincioșilor, până la urmă, în numele bisericii noastre. Așa, astăzi, dregătorul bogat, păzirea despre păzirea poruncilor. V-aș invita să ascultăm cuvântul Chiriarhului, după care am pregătit o temă care interesează pe toată lumea până la urmă. Fiindcă, credincios sau necredincios, fiecare dintre noi până la urmă a auzit de Mântuitorul Iisus Hristos.
chiar dacă numai așa în ghicitură sau numai poate ne-a trecut pe la ureche, vă spuneam odată și poate când ne întoarcem în direct o să vă spun și povestea aceasta minunată a modalității în care am auzit pentru prima dată în mod serios, să spunem așa, despre acest prea minunat nume, Domnul nostru Iisus Hristos. Vă invit să ascultăm cuvântul Chiriarhului, după care ne întoarcem pentru tema emisiunii. Aceasta, cuvintele pline de înțelepciune și de har ale Mântuitorului ne povățuiesc prin convorbirea pe care a avut-o cu un tânăr bogat. S-a apropiat de Mântuitorul un tânăr bogat, dar cuvincios, care l-a întrebat fără să-l ispitească, ci cu sinceritate: Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Deodată Mântuitorul l-a corectat. A venit tânărul la el ca la un înțelept, ca la un învățător, nu ca la un Dumnezeu. Și atunci îi răspunde Mântuitorul: de ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Și Mântuitorul i-a zis: păzește poruncile, să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu dai mărturie mincinoasă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Tânărul le-a zis: toate acestea le-am păzit din copilărie, ce mai lipsește? Și atunci Iisus i-a zis: du-te, vinde tot ce ai, împarte săracilor, apoi vino și urmează mie. Să tălmăcim până aici această convorbire. Iată un tânăr frământat de dorința de a moșteni viața cea veșnică, se apropie de Mântuitorul ca să primească povață, se apropie de el ca de un învățător. Auzise despre el, poate îl mai ascultase, de aceea îl socotea că este un învățător bun, desăvârșit. Dar sigur că Mântuitorul l-a corectat că niciun om nu este bun. Orice om este păcătos. Într-un fel, voia să-i arate că dacă îl numește bun, trebuie să-l recunoască și că este Dumnezeu. Că singur Dumnezeu este bun, cum i-a răspuns. Și apoi Mântuitorul, știind că în sufletul său trăia intens poruncile dumnezeiești și căuta să le împlinească, i-a spus care-i calea spre viața cea veșnică și i-a spus: toate acestea le-am păzit, îmi mai lipsește ceva. El nu se simțea împlinit, cu toate că păzea poruncile legii celei vechi. Și atunci Mântuitorul îi descoperă ce îi lipsea: du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor, apoi vino și urmează mie. S-a întristat tânărul când a auzit aceste cuvinte. El căuta cea mai frumoasă comoară, comoara vieții veșnice, dar nu s-ar fi despărțit nici de comoara cea pământească, că de aceea s-a întristat, pentru că trebuia să renunțe la bogățiile vremelnice. Atunci Mântuitorul nu mai vorbește despre tânăr, ci vorbește despre oamenii bogați și le spune celor ce l-ascultau: cât de greu vor intra bogații în împărăția cerurilor.
mai ușor este a trece cămila prin urechile acului decât bogatului să intre în împărăția cerurilor. Căutând să înțelegem sensul acestor cuvinte, trebuie să arătăm că cine iubește bogăția acestei lumi, cine vrea să-și sature pântecele, ori să-și satisfacă dorințele cu despătările acestei lumi, sărăcește sufletul. Acolo unde trupul se întărește, sufletul se împuținează. De aceea Mântuitorul a oftat, gândind cât de greu este pentru bogații care țin la bogăție să se apropie de Dumnezeu. Dar sigur, cei care iubesc mai mult pe Dumnezeu, îl iau pe Dumnezeu înaintea bogăției lor și nu o socotez de mare preț bogăția lor. De aceea, cel ce se înjugă cu Dumnezeu pentru a merge spre viața veșnică, uită cele ale lumii acesteia, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Cel ce sunt în prejurul meu și în urma mea, pe toate le socotesc drept gunoaie și nu le iau în seamă. Ce merg înainte la ținta care este Hristos și la răsplata dumnezeieștii chemări de sus. Și noi suntem chemați în fiecare zi și în fiecare clipă. Suntem chemați la comuniunea cu Dumnezeu. Să ne rugăm zilnic, să nu zicem, Doamne, iartă-mă că nu am timp, că am grijă cu tare sau am treaba cu tare. Să dăm întâietate în fiecare zi și în fiecare ceas și în fiecare clipă grijii sufletului, grijii de a lucra împreună cu Dumnezeu, de a face voia lui Dumnezeu. Și aceasta să înțelegem că Mântuitorul a venit să ne aducă viață din belșug. Unii se mântuiesc, dar ajung doar la ușa raiului și rămân acolo, nu se duc mai în adânc. Cei ce se ostenesc și jefesc mult vor avea bucurie de daruri, de descoperiri, vor cunoaște mai îndeaproape pe Dumnezeu și le va fi fericirea mai bogată și bucuria mereu crescândă. De aceea și noi să ne rugăm, Doamne, învață-ne cum să te ținem aproape, să te prețuim, să te iubim și pentru tine să ne jertfim și ajută-ne să ne lepădăm de toate cele ce ne înconjoară și să fii tu dorirea cea mai puternică a vieții noastre, să rămâi cu noi în sufletul și în viața noastră, căci rămânând cu tine le vom putea pe toate și ne va fi cu putință să nu ne potignim în calea către împărăția cerurilor, de care învrednicește-ne pe toți. Amin. Suntem din nou împreună, iubiți credincioși, dragi telespectatori, mulțumim în al preasfințitului Teodosie pentru cuvântul de înțelepciune. Mulțumim de asemenea că de fiecare dată aproape că le lasă pe toate atunci când se pune problema să transmită, iată, un cuvânt poporului. De multe ori este copleșit de probleme și când vine vorba că trebuie să spună un cuvânt pentru emisiunea aceasta, o face cu mare bucurie și noi ne bucurăm foarte mult pentru asta, fiindcă ne dăm seama că are în vedere și are în grijă și această modalitate de a vorbi cu poporul, chiar dacă pare improprie, fiindcă dialogul este mai degrabă
față către față ca să simți persoana de lângă tine. Dar iată, putem și în acest mod, într-o măsură, să ne împărtășim unii de alții și împreună de dragostea lui Dumnezeu. Mâine, deci, slujbă arhierească, participă și Sfântul Apostol Andrei, și Mântuitorul Hristos, și îngerii din cer, și Maica Domnului cu binecuvântarea, și Duhul Sfânt. Vă invităm pe toți să veniți la peștera Sfântului Andrei, fiindcă, cu adevărat, ce poate fi mai frumos decât să spunem că n-a fost odată când poporul acesta n-a fost creștin. Ne întoarcem la emisiunea noastră. Un subiect interesant, dar fiindcă este în legătură cu întrebarea concurs, să spunem așa, o să afișeze regia întrebarea, după care o să enunțăm și tema emisiunii. Bineînțeles că astăzi dregătorul bogat, tânărul bogat, cum spuneam, are o frământare, o neliniște. Ceva îl neliniștește, e ceva minunat acolo, deși în contrast, dacă vreți, cu bogatul, cel care trecea pe lângă Lazar, acela se îmbolnăvise de nesimțire. Iată, acesta are o sensibilitate și anume, el nu dorește să-și doboare, să-și dărâme jitnițele și să le facă mai mari. Nu acesta e principalul său gând, ci principalul său gând este acela cum ar putea să fie nemuritor. Și atunci, întrebarea noastră este întrebarea pe care o pune tânărul. Deși poate că în regie sunt niște probleme, o să enunț eu întrebarea. Ce să fac ca să mă mântuiesc? Spune acest tânăr, acest dregător bogat, îl întreabă pe Mântuitorul Hristos ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, de fapt. Ei bine, sigur că Mântuitorul are obiceiul acesta pedagogic să răspundă la întrebarea ta cu altă întrebare. De exemplu, îi răspunde tatălui celui nenorocit cu fiul demonizat, care îi spune: îndurerat, deznădăjduit, disperat de durerea fiului său, de poți ceva, ajută-ne nouă, fiindu-ți milă de noi. Și Mântuitorul îi răspunde foarte simplu, dar dumnezeiește până la urmă. Să zicem, dumnezeiește de simplu, așa cum Dumnezeu este simplu. De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Ia uzi, de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Ce-i răspunde acestui tânăr? Ce să fac ca să mă mântuiesc? Este întrebarea pentru dumneavoastră. Vă așteaptă o carte, invitația la concert, concertul de mâine și, bineînțeles, invitație la introspecție, la dialog, la exercițiu duhovnicesc, la trezvie. Aceste întrebări și aceste dialoguri au rolul de a ne trezi. Vreau să spun că, deși pare că noi de aici învățăm pe ceilalți, să știți că mă folosesc foarte mult de dialogurile cu frățiile voastre. De asemenea, trebuie spus și acest lucru că, iată, este o disponibilitate a bisericii de a veni, de a se pune la dispoziție, de a arăta toată disponibilitatea, toată dragostea. Aproape că felul acesta prin care dialogăm noi, prin care întindem mâinile, nu? Și spunem: bine, cel care ești acolo, nici nu trebuie să-ți pui numele, poți să pui ce întrebare vrei tu, poți să arunci cu o săgeată ascuțită. Iată, o primim și cu ajutorul lui Dumnezeu nădăjduim că putem să răspundem la aceasta. Modalitatea aceasta, să știți că e, din punct de vedere jurnalistic, să spunem, e foarte riscantă ca un slujitor, în sfârșit un preot, să coboare de la amvon, acolo unde el ține un cuvânt, să zicem, de înțelepciune, acolo unde el vorbește, îl mărturisește pe Hristos
și Evanghelia sa, acolo unde nu există, să spunem, numai decât un dialog verbal, ci mai mult un dialog duhovnicesc, de la inimă la inimă, acolo nimeni nu pune întrebări sau foarte rar se întâmplă să pună întrebări. Iată, există această disponibilitate de la amvon, coboară la aceeași, să zicem, înălțime și mai mult decât atât, chiar mai jos decât toți, se coboară preotul și spune: acum spune unde este durerea ta, unde este suferința ta, unde este frământarea ta, ce anume nu-ți place de la noi, spune-mi ce trebuie să fac ca să pot să urmez lui Hristos. Avem un telefon, bine ați venit, ce să fac ca să mă mântuiesc? Să rămână, părinte. Bine ați venit. Doamne ajută la toți care ne aud. Aș începe așa puțin, dacă permiteți. Ce va folosi omului toate bogățiile pământului dacă sufletul își va pierde? Deci cât de important este? Și răspund la întrebare acum. Mântuitorul, când a văzut pe tânărul bogat care a cerut sfatul ce să fac, i-a spus așa: să păzești poruncile. Și le-ai numărat care sunt cele mai importante, pe care le-am auzit azi la Sfânta Liturghie. După aceea a spus: vinde averile și împarte la sărași și urmează mie. Aici este foarte importantă această chemare a lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos, ca un Dumnezeu, ce era și om și Dumnezeu, cunoștea inima acestui tânăr, că era cam lipit de avere, și îl îndemna frumos ca să se alăture lui și să-l urmeze. Deci mai era ceva de făcut, cu toate că era un om corect, respecta toate poruncile, deci nu se înlătura de la nimic. Dar el a plecat trist, nu se știe, nu știm exact dacă el s-a întors, dar după cât adâncim așa în idee, cred că el s-a întors la Dumnezeu, că și-a dat seama că averile acelea pe care le avea nu îi folosea la nimic dacă nu era alături de Hristos, de Dumnezeu. Așa cred eu după mine, nu știu dacă am zis corect, dar... Mulțumim frumos! Așa este, să fim așa aproape este. De Dumnezeu. Aveți dreptate, așa este. Iată, așa cred. Mulțumim! Sunteți din Constanța, dacă... Bun, să vă alegeți o carte și să lăsați... Rămâna, părinte, vreau să vă menționez pentru personal dumneavoastră că am mai primit. Cum decideți dumneavoastră? Eu am mai primit o carte, Pildele Mântuitorului, vă mulțumesc foarte mult. O să vă trimit o carte care o să vă bucure. Să rămână, nu prea merit, dar vă mulțumesc din suflet că mi-ați permis să intru. Cu mare drag, asta spuneam rămână, înainte, părinte, de aceea v-am și ținut puțin pe telefon, poate 30 de secunde sau un minut, ca să le spun tuturor, să le spunem tuturor, să arătăm disponibilitatea noastră. Deși ați văzut că se întâmplă de multe ori să mai vină cineva la cină sau la prânz și să îți reproșeze că nu-i plac bucatele tale și că nici nu vrea să le guste, dar a venit doar așa ca să te critique. Ei bine, cu tot acest risc, noi avem disponibilitatea să arătăm că biserica dorește foarte mult să cunoască ce vrea omul să spună, dorește foarte mult să vină în întâmpinarea omului, să iasă, dacă vreți, dincolo de pereți. Trebuie spus, într-adevăr, că aveți dreptate, așa este, să-și vândă averea, să-i urmeze lui Dumnezeu. Ce simțea acest tânăr? Simțea că păzirea legilor, așa cum era dată de Moise, așa cum era dată de Dumnezeu prin Moise, aducea o îmbunătățire morală în cel mai bun caz, dar nici de cum nu putea să mântuiască acest sistem moral, dacă vreți. Nici de cum legea aceea nu era suficientă pentru înviere, de aceea și fost nevoie de întruparea Fiului lui Dumnezeu, de aceea a fost nevoie de patima sa, de omorârea morții și de învierea sa. Tânărul acela, tocmai pentru că era tânăr, avea o curăție a inimii și el simțea: nu se poate, mai e ceva. Fiecare dintre noi știm aceasta. Și atunci, fiecare dintre noi știe aceasta și atunci trebuie spus așa, că tânărul acesta, așa cum a țintuit, poate că atunci n-a înțeles, fiindcă îi spunea rabbi, îi spunea învățătorule bun, considerându-l un proroc, poate în cel mai bun caz. Dar sigur, după învierea Mântuitorului Iisus Hristos, acest tânăr s-a întors, pentru că era nor de mărturii, așa cum spune dumnezeiescul Pavel, părintele nostru, nor de mărturii că Iisus Hristos
a murit cu adevărat și a înviat. Și tânărul acela, care n-a avut de așteptat foarte mult, în cel mai mult 3 ani, numai că noi știm că a așteptat mai puțin, iar văzând învierea lui Hristos, el sigur s-a convertit la creștinism. A venit la învățătura cea dreaptă, învățătura cea mântuitoare, că de fapt asta îl interesa. Sunteți în direct urmarea lui Hristos. Iată, până la urmă, asta ne cere Hristos, să-i urmăm lui. Sănătate, domnul părinte, și mă bucur tare mult de dumneavoastră, ca din fiecare duminică, duminică de duminică, în fiecare duminică după masă de la orele 14. Domnul părinte, înainte ca să vă dau o întrebare, vreau să vă spun de acum, dacă doriți. Pentru că, ca noi, acum, noi, dacă noi vorbim despre tema aceasta, vă rog că cea din regia să nu ne închide telefoanele, ca să putem să participăm. Acum, stați un pic, să ne înțelegem. Da. Știți cum este? Noi, până la urmă, cum v-am zis și data trecută, noi v-am invitat cu bucurie la masă, dar dați-ne voie să servim felurile de mâncare pe care le pune. Puneți întrebarea și lăsați și pe altcineva. Dumneavoastră faceți acolo la dumneavoastră învățătură. Vă rog, întrebarea. Așa cum a spus, cum îl urmați pe Hristos? Da, cum urmăm? Noi trăim pe ziua poruncele lui Dumnezeu, ca să facem voia lui Dumnezeu și avem nașterea din nou, din Duh și din apă. Da, dar iată că tânărul spune că nu era suficient cu păzirea poruncilor. Cum faceți? Poftim? Deci, cum îl urmați pe Hristos? De exemplu, când spune Hristos, dar nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață în voi. Cum faceți asta? Da, domnul părinte, categorii, și vezi că acolo ce spune, că noi trebuie să avem și spălarea piciorilor. Dumneata, domnul părinte, dumneata, sunteți dator ca să-mi speli mie piciorile. Cu drag. Și eu la fel. Stați puțin, opriți-vă. Vă spăl picioarele și mâinile și capul, dar nu-mi spuneți. Cum vă împărtășiți cu trupul și sângele Mântuitorului? Păi, da. Până vă gândiți, lăsați pe altcineva. Da, domnul părinte, da. Vedeți, asta este, că nu putem să intrăm într-un acest obicei de a fracționa până la urmă emisiunea, arată o rea credință. Am spus că aici cultivăm până la urmă dragostea. Am arătat că avem toată disponibilitatea să vorbim cu oricine. Oricine poate să pună o întrebare, nimeni nu-l trage la răspundere, eu sunt obligat într-un fel sau altul să răspund. Cele mai multe întrebări, la cele mai multe întrebări nu pot să răspund. Dar una știu, că atunci când Mântuitorul spune urmează mie, nu înseamnă numai decât să te duci într-un pelerinaj, nu înseamnă numai decât să fii un om moral, deși nu se poate fără aceasta. Înseamnă să-mi urmezi mie întru toate, înseamnă să-mi urmezi mie întru dragoste. Iar mai mare dragoste ca aceasta nimeni nu are, ca să-și pună sufletul pentru prietenii săi. Iată, Mântuitorul ne cheamă la aceasta să-i urmăm, să iubim așa cum El a iubit. De asemenea, ca să putem să facem aceasta, nu putem să facem din puterea noastră. Putem să o facem din puterea cu darul Duhului Sfânt. Dar de asemenea ne spune Mântuitorul, fără mine nu puteți face nimic, fără trupul meu, fără sângele meu. Degeaba noi o să discutăm aici cu frații care insistă să nu cumva să avem dialog cu oaspeții noștri, degeaba vom discuta 1000 de ani, că tot acolo ajungem. Cel ce nu se împărtășește cu trupul și sângele Mântuitorului nu are părtășie, nu are comuniune cu Hristos. Urmează mie nu înseamnă numai să stai la depărtare, înseamnă să te și unești cu mine. Sunteți în direct. Urmarea lui Hristos. Da, să rămână, părinte, și urez la mulți ani tuturor Andreilor și Andreilor noastre iubite și femeilor noastre care... Eu vă spun sincer că mi-a fost dor de dumneavoastră. Da, mă bucur și eu că vă aud din nou. Într-adevăr, pun accent pe ce a spus dumneavoastră, că spălarea picioarelor nu înseamnă spălarea creierelor. E foarte important să înțelegem lucrul ăsta, că îndoctrinarea excesivă ucide, cuvântul ucide, cuvântul luat motamu ucide, asta l-a înțeles tânărul fariseu.
care venise la Domnul Iisus că vrea să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Ei țineau de calogul, dar țineau că farisei, ei n-aveau dragostea în ei în așa fel încât să știe să dăruiască. Egoismul. Bine, voi, aici pleacă acel cui al pepelei de care eu vorbesc glorieților noștri la Sfânta Emisiune pe care o organizați și o dirigeați bine, la lumina lui Hristos, egoismul care e cantonat în noi, dragostea de material, lupta pentru material, alergarea în material și pentru material, nu este esența vieții umane, este păcăleala satanei. De material se ocupă Dumnezeu și ne dă exact cât avem trebuie. Nu forțați mâna Domnului în rugăciuni pe șarte, ci apropiați-vă de cel în suferință. Tu, ajutându-l pe unul mai nenorocit ca tine, Dumnezeu te ridică, te înalță. Asta trebuie să ne intre în cap întotdeauna, să ne fie ca un fel de targhe, o țintă, să o urmărim în viață, nu pentru noi, ci pentru aproapele nostru. Diavolul asta vrea să ne întunece mintea, să nu vedem acest lucru. Vreau să adun la luptă sub steagul Domnului Iisus Hristos pe toți înoriași acestei emisiuni, să luăm parte. Foarte frumos. Al nostru, care-i patriarhul Teodosie, atăcat de toate televiziunile într-o nesimțire incredibilă. Sunt 2700 de locașuri de cult care n-au aprobare ISU, i-a închis lui Dornarini, locaș de spade, liniște, sufletească de tratament și de rugăciune, deosebit de eficient, căutat de toți românii, de toate națiunile de pe pământ, vin acolo să se trateze. A fost primul închis de acest guvern, care nu pot să-i spun că nu trebuie să intrăm în politică. Da. Și este, a jocorit Sfântul nostru și este făcut în tot felul că a colaborat cu toate minciuni. Luați atitudine împotriva acestor nedreptăți. Mulțumim, mulțumim. Aveți dreptate, dar să știți, eu îndrăznesc să transmit lucrul acesta dacă ați adus în discuție, în sfârșit în chestiuni mai intime, dacă putem spune că ceea ce a fost dat pe toate posturile de televiziune mai este intim. Dar părintele nostru, știți, ne spune tot timpul așa: de ce trebuie să te smintești? Ori oare nu știi că trebuie să faci binele și să primești răul? Ori oare nu știi că dacă ești următor lui Hristos trebuie să pătimești? Ori oare nu știi că pe toate trebuie să le primești ca din mâna lui Dumnezeu, că are o lucrare? Sigur că nimeni nu s-a tulburat de lucrul acesta, sigur că e atât de evident până la urmă ce s-a întâmplat. Dar n-am făcut o emisiune, deși am fi putut. Eu să spunem că aș fi putut să spun câteva lucruri în calitatea mea și în calitatea mea de jurist, aș fi putut să spun câteva lucruri despre chestiunea aceasta, dar nu e cazul, pentru că pe toate le primim ca de la Dumnezeu, pe toate le primim cu bucurie, știind că atunci când există o persecuție, când există o nedreptate asupra ta, înseamnă că și nu cârtești și nu te împotrivești, înseamnă că ești următorul lui Hristos. Până la urmă, în toate acestea stă și ce ai înțeles tu din urmarea lui Hristos. Așa cum i-ai urmat lui Hristos în cele bune, așa cum apostolii se bucurau că scot demonii din oameni, iată, ziceau apostolii, și demonii ni se pleacă, și spunea: nu vă bucurați că vi se pleacă demonii acestei puteri, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Deci așa cum se bucurau de cele bune, de toate minunile, trebuie să ne bucurăm și de pătimire alături de Hristos și de îngropare alături de Hristos, ca să putem să ne bucurăm și de înviere alături de El. Sunteți în direct, urmarea lui Hristos. Până unde urmăm crucea? Oare numai până pe Golgota sau mergem și mai încolo? În mormânt și după aceea spre cer. Sunteți în direct, bine ați venit. Da. Nu știu dacă s-a păstrat legătura. Lăudat să fie Domnul Iisus Hristos. Grigore Caba, din județul Sălaj, din comuna Crasna, vă sună. Bine ați venit! M-a mai sunat anul trecut sau în acesta, pentru care mă bucur de a ne întâlni încă o dată. Bine ați venit! Am o întrebare, propriu zis. Nu vreau să rețin
cuvântările altor următori ai mei. Dacă vă aduceți în aminte, am fost la mănăstire la Frăsinei. Da. M-am spovedit. Priotul nu a vrut să-mi dea împărtășanie, dar când ne-am despărțit, mi-a răspuns: domnule, văd că ai o aură în jurul capului tău, văd că postești și văd că te rogi. Dar, domnule, de ce nu mi-a dat atunci împărtășania? O altă problemă. Am fost în Tulcea. Vă dați seama, să mergi din Zalău, din Craza, județul Sălaș, până în Tulcea. 800-900 de kilometri. Te duci în Tulcea? La o biserică în Tulcea. În Tulcea, am înțeles. Și m-am spovedit. Am dus prescură, nu să mă laud. Am dus darul la altar. Și, domne, să mă spovedesc. M-am dus special din Zalău până în Tulcea. Să mă spovedesc la o biserică. Și ce mi-a spus preotul? Văd o aură foarte mare în jurul capului tău, dar, domne, nu-ți dau împărtășania. Am înțeles. Eu acum știu ce se întâmplă. O altă întrebare, dacă nu vă supărați. Am avut un vis. Un preot mi-a pus un potir deasupra capului. O insistat, domne, să-l mențină deasupra capului meu. Eu nu cunosc, poate nici alți credincioși nu cunosc. Totuși, eventual, dați o explicație. Da, mulțumesc. Ce înseamnă aș pune preotul potirul pe capul credincioșului? Mulțumesc frumos, da. Am înțeles. Eu nu pot să vă răspund că nu v-am spovedit. Eu un singur lucru pot să vă zic, că dacă veniți vreodată la Constanța, veniți la mare, vă aștept chiar la intrare în Mamaia, acolo la Capela Tinerilor, dar vă zic de acum, dacă vă spovediți, că eu nu o să vă zic că aveți aură, că eu nu văd. Adică eu sunt în sfârșit mai mic, să zic așa, și nu văd. De-astea aure și lumini, de-astea nu văd. Deși scopul vieții creștine, acesta este vederea luminii celei neapropiate, celei neînserate, vederea luminii. De acum să știți că dacă veniți, nu o să vă zic că văd aură. De asemenea, trebuie să... Dumneavoastră trebuie să știți pentru ce preoții aceia nu v-au dat Sfânta Împărtășanie. Dacă ați fost la Frăsinei, după cum știți, acolo este o mănăstire cu viață duhovnicească foarte îmbunătățită. Acolo, în sfârșit, lucrurile sunt mai complicate, adică trebuia să vă gândiți bine de două ori înainte să mergeți, nu pentru că n-ar trebui, ci pentru că era bine să vă spovediți mai întâi la preotul dumneavoastră de parohie. De asemenea, nu știu de ce ați fost până la Tulcea și nici acolo n-ați primit Sfânta Împărtășanie. Nu pot să-mi dau seama. Deși preoții aceia spuneți că ar fi văzut la dumneavoastră ceva în legătură cu potirea deasupra capului, sigur, aceasta este o practică pe care o folosesc unii preoți prin biserică, dar nu există în liturghie așa ceva și atunci nu pot să vă spun ce înseamnă. În orice caz, atâta pot să vă spun, că cel mai important lucru este să stați aproape de potir și atunci când iese preotul și spune cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, să vă apropiați. Dar asta înseamnă că v-ați spovedit și ați primit dezlegarea să vă și împărtășiți. În definitiv, trebuie să înțelegem lucrul acesta, că preotul nu vine acolo pentru o reprezentație de teatru. Preotul vine fiindcă se jerfește Hristos, jertfa cea nesângeroasă, și la urmă se dăruiește oamenilor. Asta este treaba noastră și orice preot este fericit și bucuros când vede că oamenii se împărtășesc cu trupul și sângele Mântuitorului. Asta este treaba cea mai înaltă care se petrece acolo. Deci stați aproape de potir și vă împărtășiți din potir, dar întâi de toate faceți legătura cu un preot care să vă dezlege. Sunteți în direct despre urmarea lui Hristos. Dacă v-ați... Așa, vă rog. Alo. Spuneți. Bună ziua. Bună să vă fie inima. Domnul părinte, te rog frumos,
pocăiește-te să vii la biserica pentecostală, că acolo este Dumnezeu și Duhul Sfânt. Mulțumesc frumos, îmi place accentul. Acolo să veniți să fiți tare la Dumnezeu. Mulțumesc pentru invitație, îmi place accentul. Dacă veniți odată, dacă mă invitați odată, să știți că vin cu drag să țin un cuvânt despre Preasfânta Treime, să țin un cuvânt despre Maica Domnului. Vin la biserica dumneavoastră, dar nu e biserică, la adunarea dumneavoastră vin acolo, dar să țin un cuvânt despre Maica Domnului, despre Născătoarea de Dumnezeu. Dacă mă invitați, vin. Vă zic că îmi plătesc eu drumul dus întors, încă un telefon. Alo? Bine ați venit. Ultimul telefon. Bună ziua. Ultimul pentru că nu mai avem timp. Bună ziua, sunt Opincar Vasile. Doamne, alo? Ajută. Doamne ajută, în legătură cu tema emisiunii dumneavoastră, Urmarea lui Hristos. Urmarea lui Hristos înseamnă, în primul rând, ca noi să ne lepădăm de lucrurile acestea trecătoare, averile, și să-L urmăm pe Hristos pe calea cea adevărată, pentru că El este calea, adevărul și viața. Mulți tineri se leagă de averea aceasta pământească cu sufletul, fără să-și mai aducă aminte de Hristos. Îndemnul meu este ca tinerii să pună în primul rând problema spovedaniei și a împărtășaniei, pentru a fi cu Hristos și să spună împreună cu Hristos: Cel ce mănâncă și bea trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Așa este. Și El va rămâne în noi și ne va conduce spre lumina cea adevărată. Așa este, adevărat, ați spus foarte frumos. Într-adevăr, îndemnul dumneavoastră este foarte bun, numai că azi e piatră de poticnire Sfânta Spovedanie. Mulțumim foarte mult pentru telefon. O să facem o emisiune despre aceasta, despre Sfânta Spovedanie, cât de mare și de frumoasă este taina aceasta. Și bineînțeles despre pocăință, pentru că nimeni nu are înscris la osim dreptul asupra pocăinței. Măcar că unii zic că ei ar fi pocăiți, să știți că pocăința este un dar. Nu poți să te duci la supermarket să iei un coș de pocăință. Este un dar de la Dumnezeu care se face, sigur, este împreună lucrător omul cu Dumnezeu. Este o taină extraordinară. Vă zic că dintre toate tainele noastre, cele șapte ale bisericii, aici parcă este, se vede cel mai bine lucrarea, voința omului și bună voința lui, bună credința lui, așa cum spune psalmistul: cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Există această bună voire, dar este piatră de poticnire acum pentru tineri și pentru intelectuali. Am observat lucrul acesta, în special oamenii de cultură, în special intelectualii, se poticnesc foarte, foarte tare la Sfânta Spovedanie. E foarte dificil, într-adevăr, după un hiatus de ăsta de 70 de ani, o prăpastie, noi suntem în convalescență, suntem foarte bolnavi, foarte răniți. Materialismul acesta adus de ideologia bolșevică a rănit multe inimi. Am spus și altă dată că ideologia comunistă este hulă împotriva Duhului Sfânt și știți că cel care e rănit cu păcatul acesta trebuie să facă neapărat pocăință. Eu însumi mărturisesc că am fost prizonier și, într-adevăr, în afară de ce era de pipăibil și măsurabil, era greu de crezut că există un Dumnezeu așa cum îl mărturisim astăzi. Iată, mai avem 30 de secunde să spunem atât, că urmarea lui Hristos înseamnă, într-adevăr, păzirea poruncilor, dar înseamnă îndeosebi iubire. Ce fel de iubire? Să te pui, să-ți dai viața ta, să dai sufletul tău pentru aproapele tău. Și cine este aproapele tău? Oricine, indiferent care turban pe cap, care șalvari, că are pielea neagră, roșie sau este infestat cu o boală, trebuie să ai disponibilitate. Pentru aceasta se cunoaște că ești creștin și ortodox, că înțelegi porunca aceasta a iubirii și ți-o însușești nu moral, ci ontologic. Până duminica viitoare, vă urez tuturor credință, nădejde și mai ales dragoste, această minunată poruncă care ne arată de fapt despre Dumnezeul nostru, că El este dragoste în ființă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să vă dăruiască
pacea zilei de astăzi, a zilei acestea de înviere și, bineînțeles, rugăciune multă, dragoste și binecuvântare.